Guvernul discută miercuri despre legea dării de în plată pe ordinea de zi a ședinței, figurând o notă privind formularea punctului de vedere al executivului pe această temă. Totodată, pe ordinea de zi se mai află eliberarea din funcția mai multor prefecți. Senatorii au adoptat luni cu unanimitate de voturi legea dării re în plată, rezultatul fiind de 119 voturi pentru și niciunul împotrivă. Legea dării în plată se află în faza reexaminării, iar Senatul este prima cameră sesizată. Decizia finală aparține Camerei Deputaților. Luni, senatorii au decis ca Programul Prima Casă să rămână sub incidența legii, dar în același timp au admis propunerea BNR privind introducerea unui plafon maxim de 150.000 de euro pentru imobilele cu destinație de locuință care vor fi luate în calcul la aplicarea legii.